Capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Ce greu ți-a fi, oare cu cine vei fi?
Mândria, unde vei pleca când pleci din lumea aceasta? Suflete, ce te gândești, măcate tu trăiești, de ce nu te pocăiești și nu vrei să te sfințești, că ce la păcătos n-o să fie cu Iisus aici, va rămânea când va veni răpirea, că ce la păcătos n-o să fie în cer sus aici, va rămânea când va suna trâmbița. Mireasă și ca să ajungi acasă, dacă vrei să fii mireasă și ca să ajungi acasă, tu nu te îmbrăca cum se îmbracă lumea, dar tu nu te îmbrăca așa cum este moda, dar să te pocăiești și pe Domnul să-l cinstești, dar să te pocăiești și pe Domnul să-l iubești. Ascultă, va intra cu el la nuntă. Cine de Domnul ascultă, vom intra cu el la nuntă. Da, cel păcătos nu va fi în cerul sus aici, va rămânea când va veni răpirea. Dar cel păcătos nu va fi în cerul sus aici, va rămânea când va veni răpirea. Iubit, pentru că m-ai mântuit, te iubesc, Iisus, iubit, eu te aștept ca să vii, da, să mă duci, Iisuse, cu tine în veșnicii, da, sus, acolo cer, unde-s numai bucurii, da, vino, nu mai sta și nu mă în slava ta, da, vino și mă ia și nu mă în slava ta. Că nu am Iisuse drag,
rog, Doamne, de soarta mea. Domnul Iisus, rugăciunea mi-a ascultat și pe mine Domnul Iisus m-a vindecat. Dar de păcate m-a iertat, fie-n veci glorificat, mântuit de Domnul Iisus, El mi-a dat. Te iubesc și-ți mulțumesc, Iisus iubit. De multe ori, Iisuse drag, nu mai e ta. De multe ori, Iisuse scump, m-ai ridicat. Eu te slăvesc și-ți mulțumesc, te iubesc, Tată ceresc, mult doresc când vei veni să te însoțesc. Pentru toate-ți mulțumesc, te iubesc, Iisuse scump, mire ce să te privești și să